Un ieșean în vârstă de 34 de ani a ajuns duminică seară în atenția medicilor botoșeneni cu plăgi adânci în zona abdomenului. Acesta a spus că a fost înjunghiat de câțiva indivizi din Botoșani. Victima a ajuns la spital pe propriile picioare și a cerut ajutorul specialiștilor. Medicii au constatat că starea acestuia era una extrem de gravă. Acesta avea o rană destul de adâncă, dar și un sever traumatism cranian ca urmare a loviturilor primite. Bărbatul a primit ajutorul medical necesar. La momentul actual, pacientul se află în afara oricărui pericol.